Bună ziua, dragii mei, continui cu partea a treia, Scorpion. Nu se poate Scorpion fără sex, evident. Chiar dacă nu faceți, dar există o latura voastră sexuală care trebuie exprimată. Ați fost într-un trio. Cineva, dacă cineva v-a pus într-un trio, vai șamar de persoana respectivă, vai șamar, chiar dacă nu-i faceți voi practic nimic, hai să pun și blițul. Da. Vai șamar de cine v-a pus într-un trio, pentru că și ea karma de nu se poate. De nu se poate. Da. Posibil într-un mod neașteptat. Sau ați aflat într-un mod neașteptat că apare și luna. Ha. Vai de persoana care v-a pus într-un trio. Că nu-i de glumă cu scorpionii, fără supărare, dar... Dacă voi ați pus pe altcineva, nu uitați că pe oricine îi așteaptă karma pentru asemenea situație. Dar trei de spade înseamnă și decepții. Oh, ho, 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 ho. Da. Ok, împăratul iar apare, nu-i musai să fie în aprilie născut, apare și aici, l-ați văzut, dragul de el, apare și la carieră, apare peste tot, mă, împăratul ăsta. Împăratul ăsta nu vă dă pace, vă dă târcoale, într-un fel sau altul. Mm-hmm. Să fie berbec, pentru că e zero și zero știm că reprezintă semnul berbecului. Aha. Dacă până acum acest împărat v-a pus într-un trio, într-un fel sau altul, care v-a creat decepții rând sufletești, își dorește altfel de trio, în care vă oferă, eventual, își dorește să aibă trei mâini, eventual, că e trei de cupe, să vă mângâie cu trei mâini, să vă satisfacă cu trei mâini. Chiar cu patru, dacă ar putea, dar nu are patru. Că tot e patru, glumesc, evident. S-a abținut. Iar s-a abținut. Așa face împăratul, se abține. Dar și când nu se mai abține. Da, în spate împăratul a avut multe emoții pentru voi. Da? Aici o persoană, o doamnă care varsă apă, care îl hrănește emoțional, dar nu arată. Însă își dorește să vă exprime și să vă exprime, să se exprime și să vă stimuleze, repet, cu trei mâini dacă ar putea. Vrea să o ia de la zero după o perioadă de, să zic, de tăcere. Mm-hmm. Dacă până acum a fost o chestiune secretă, această dragoste s-ar putea să nu mai fie secretă, asul de cupe, da? A simțit în secret că începe să se îndrăgostească de voi, că se leagă prea mult, dar nu a avut să arate. Voi ați crezut că doar vrea doar așa să pună mâna un pic pe voi, să vă sărute pe furii și să plece, da? Să plece în altă parte, ca nebunul. Dar rămân de văzut. Dacă ți-a fost, se va repeta. Ia să vedem încă o carte pentru scorpiuțe, scorpioni. Așa. Și împăratul nu-i musai să fie taur sau berbec. Am zis că poate să fie și balanță, opoziție, berbec, balanță. Poate să vă reprezinte și pe voi. Poate să fie orice altă zodie. A? S-a răsucit o carte sau mi s-a părut? Ia să vedem. Și tună? Tună și la capitolul ăsta? Mm-hmm. Probabil că va fi gălăgios. Da, nouă de spade, cineva suferă. Sunteți la distanță, vă faceți fantezii. Unul a încercat să vă propună ceva, dar felul în care v-a propus a fost foarte mental, v-a creat conflicte și nu ați primit. Că voi nu aveți nevoie de așa ceva, mai zis, aveți nevoie de emoții, ori totul, ori nimic, da? Fără jumătăți de măsură, sferturi sau picături. Ăsta... Oh, ho, ho, ce frumos, judecata. O renaștere. E o renaștere. Și trei de cupe, dragii mei, în condițiile în care apar trei, da? Poate își dorește, își ascultă intuiția, își ascultă, are vise, are, eu știu ce mai are. Poate a treia persoană să fie acest, ușor, da? Vedeți, nu cumva să rămâneți însărcinate dacă aveți de-a face cu acest împărat. Că împăratul este fertil. Oh, oh, multă pasiune, valetul. Posibil o să vă întâlniți, în natură. Mm-hmm. Păi da, oricum la restaurant, dacă vă întâlniți, nu puteți să faceți nimic. Mm-hmm. Glumesc și eu. S-ar putea să vrea să vă fure.
într-un mod extravagant, vorba vine, sau să vă fure toată energia, toată pasiunea. Însă, posibil semn de foc, să fie foarte atașat de voi, da, foarte atașat și relația cu voi, că orice relație sexuală cu un scorpion vindecă, da, apare steaua, este împlinirea tuturor dorințelor, nu musai că faceți, eu știu ce faceți acolo, nu musai, e o chestie energetică emoțională, cine a fost intim cu un scorpion, știu că am clienți, cliente care, da, confirmă ceea ce spun, cine a fost intim sexual cu cineva care are planete în scorpion, știe că aceasta duce vindecare, într-un fel sau altul, emoțională, spirituală, sexuală. Dacă ei nu s-au exprimat emoțional în relațiile sexuale, în relațiile intime, în relație cu voi, n-au cum altfel. N-au cum. Și în momentul în care reușesc să facă acest lucru, e o bucurie, că trei de cupe înseamnă și bucurie. Da? A treia cupă ar putea să fie relația, adică voi doi deveniți o singură persoană împreună, da? Și uite așa renașteți împreună și eventual se creează o legătură mult mai profundă, o legătură pe care o recunoașteți din alte vieți, dragii mei. Și, repet, unii s-ar putea, renăscându-vă sau împăcându-vă, să puneți bazele chiar ale unei familii, că totuși patru înseamnă familie, împăratul poate să fie un soț bun, da? Varianta lui pozitivă, evident, care oferă stabilitate, care oferă multe și, evident, oferă și impact. Și puteți avea un copil, dacă vă doriți. Însă, deocamdată, ce arată valetul, da, valetul și cavaler, și valet și cavaler, chimie, v-ar dezbrăca, v-ați dezbrăca unul pe altul, ați fugi, ați călători, vă admiră foarte mult. Dacă nu sunt ei aici, regina de bute, posibil că sunteți voi, că scorpionii n-au cum să nu emane pasiune, chiar dacă sunt îmbrăcați. Scorpionii emană pasiune și chimie și sexualitate cât ar fi de îmbrăcați. Da? Posibil, unii dintre voi, repet, aveți o poziție publică și vă văd în public într-un mod foarte... Nu știu, îi atrage. A, v-ar dezbrăca din priviri. Repet, chiar dacă sunteți îmbrăcați, îmbrăcate, v-ar dezbrăca din priviri. Și uite așa, pasiunea asta deocamdată este între voi. Rămâne depus în practică. Cineva nu a exprimat-o, repet. Și în momentul în care o puneți în practică, vă vindecați. Stele verzi, vedeți. Stele verzi, da. Ok, 9 de monede, iaute, regele de bâte, multă pasiune. Da, dacă, repet, persoana aceasta, în momentul în care o să fiți împreună, o să se creeze un atașament foarte puternic și o să fiți de la egal la egal. Poate o să aveți o călătorie, poate o să faceți dragoste, nu sex, în mașină. Poate o să simțiți că vor să vă protejeze, să... Iar să deveniți unul, o singură persoană, aici, în acest context, în această citire, etalare, pelerina asta parcă vă unește, cum am spus și la trei de cupe, și vă transformă într-o singură entitate emoțională. Ha, frumos. Da. După ce... Uf! A fost o dezamăgire și din cauza acestei dezamăgiri, aute și minciunele, cineva nu a arătat. Ori nu a arătat, ori a mințit, ori da. A fost la distanță și dacă e la distanță, n-aveți cum să știți adevărul, da? Și unul își întoarce spatele. Măi, dar în momentul în care își întoarce spatele, parcă e mai mișto spatele decât fața, glumesc. Unii oameni au nevoie să primească un șut undeva ca să își dea seama de ce pierd și să acționeze corect. Asta e etalarea pentru Scorpion. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!